Obținerea unui permis de conducere ar putea deveni un lux la propriu dacă creșterea la carburanți nu va încetini. Bună oară, anterior, pentru un curs de instruire, doritorii scoteau din buzunar în jur de 5.000 de lei. Acum însă costul s-a ridicat până la 10.000 de lei. O recunosc ridicând din numeri în unii directori de școli. Pe cât a crescut prețul, pe atât a scăzut cererile, se plâng instructorii. Puțini elevi cărora încă nu li s-a tăiat pofta de șofat spun că vor renunța și ei dacă taxa se va mări. Dacă anterior drumurile din capitală erau pline de mașinile școlilor auto, iar instructorii nu duceau lipsă de clienți, scumpirea carburanților a inversat lucrurile. Ecuația e simplă, pentru că benzina și motorina se scumpesc mai că în fiecare zi, școlile auto sunt puse în situația să ridice prețul pentru orele practice. O recunoaște sincer directorul unei instituții de instruire din Chișinău. Până la scumpirea carburanților, cursul complet, așa, costul cursului complet în școala auto era până la 4.500-5.000, acum s-a mărit aproape de două ori, 8-9.000, însă în condițiile actuale, când traficul este foarte intens, așa, numărul de ori trebuie să se mărească și mulți, majoritatea cursanților, majoritatea cer ore suplimentare. De aceea, un curs practic la o școală acum ajunge de la 8 până la 10.000 de lei. Din această cauză, mulți dintre cei care doresc să-și ia permisul și-au pus deocamdată pofta în cui. Mai exact, numărul elevilor s-a redus considerabil. Inclusiv, mulți au renunțat la jumătate de drum, adică au urmat orele teoretice, însă n-au mai apucat să se urce la volan, ne spune Andrei Panfile. Mulți cursanți care se înscriu la școli auto, pur și simplu, eu mă refer la cazul meu, au făcut contracte, dar în legătură cu faptul că s-au scumpit orele practice, pur și simplu refuză să și cere exmatriculare. Potrivit directorului școlii auto, o oră de instruire practică, adică 45 de minute, costa anterior 70 sau 80 de lei. Acum însă prețul variază de la 120 până la 140 de lei. Se plâng de lipse de elevi și unii instructori. Cu scumpirile astea s-au redus numărul de elevi. Ei sunt conștienți de chestia că carburanții s-au ridicat la preț. Asta e. Alți instructori, din potrivă, se laudă că nu au mărit cu mult prețurile, astfel să-și păstreze clienții. Nu, nas не намного подорожало, как бы на буквально на 10 лей. Поэтому как бы учеников у нас как было много, так и учеников нам хватает. Elevii pe care i-am surprins șofând declară sus și tare că deocamdată nu renunță, însă se roagă ca prețul pentru orele practice să nu se mai mărească. Cât e lecția practică? Lecția practică la moment de astăzi începe în 200. Da, 200 undeva pe cam săptămână iese la buzunar, dar dacă trebuie. Все нормально для меня, вообще не мешает ничем. Potrivit ultimelor date, în Republica Moldova sunt 159 de școli care oferă servicii de pregătire a conducătorilor auto. Cele mai multe se află în Chișinău.